Bună seara și bine v-am regăsit, dragi prieteni, Agricultura la Raport. Astăzi două ceasuri iarăși împreună, două ceasuri pe care le împărțim evident în două. În primul ceas dăm o lecție celor care cred că le știu pe toate, celor care cred că nu mai au nimic de învățat. Sper să fie tot mai puțini ăia care cred lucrul ăsta în România, pentru că atunci când vom crede că avem în fiecare ceas, în fiecare zi de învățat ceva în plus, o să fim mult mai permeabili la noutate și mult mai dinamici în piață, indiferent de ce piață vorbim, că e o piață a mărfurilor, că e o piață a ideilor sau a teoriilor. Bun, vorbim astă seară despre o lecție foarte faină, mie mi-e foarte dragă, o lecție pe care ne-o predau frații noștri romi rămași în România. E o lecție despre asociere, o lecție despre cooperative, o lecție despre care tot am încercat și încercăm în fiecare seară și va fi una din campaniile noastre ale Agro TV, și anume aceea de a încerca să, nu știu, să vă băgăm în minte, în suflet, ideea că doar împreună poți să fii mai puternic. Cazul cooperativelor, care sunt modelele economice cele mai potrivite în ziua de astăzi, ca să aibă viață, ca să reziste în piață și să devină și economic profitabile. Despre vreo 30 de asociații de romi, de meșteșugari romi, vorbim în această seară, despre felul în care aceștia se adresează pieței, despre șansa lor ca, practicând un meșteșug, o tradiție pe care au moștenit-o, să și poată face din ea un instrument de trai, de viață. Despre această poveste, de fapt, ne va fi evocată de către Andrei Georgescu, coordonator meșteșucar, Romano Butic. Andrei, salut, îți mulțumesc că ești împreună cu noi în această seară. Salut, din nou, mulțumesc mult pentru invitație. O să te rog să facem traducerile de rigoare până să trecem la poveste. Ce-i cu meșteșucarul ăsta? Stâlcim limba română sau ce avem de fapt aici? Păi e foarte simplu. Am pornit de la cuvântul meșteșugar, care e un cuvânt care e din ce în ce mai folosit acum în limba română, să zic. Pe măsură ce se pierde practica, știi, exact, Cuvântul devine tot mai... Păi îl caută oameni, primează meșteșugari. Da, și șucar, care în limba romanie, în limba țigănească, înseamnă ceva frumos sau de apreciat. Și atunci meșteșucar înseamnă... Meșter de frumos. E, exact, e un meșteșucar frumos. Și butic, care e tot un joc de cuvinte, buti înseamnă produs sau muncă sau a produce, tot așa în limba romanii, și chiu de la calitate. Meșteșucar, butic, produse frumoase realizate de meșteri tradițional romi. Știți, fraților, cât de dificilă e povestea asta asocierii în România, a cooperativei și mai și, pentru că nu avem în tradiție, în cultură, acest lucru, deși mâine seară exact despre asta vorbim. Dar o să vă arătăm un film din 1935, cum se țineau conferințe pe tema cooperativei în România, aveau cultura cooperației, adică stăteau oamenii la oaltă, înțelegeau că doar împreună pot să conteze pe o piață, cum arăta ea la momentul acela, mai cu seamă acum, când s-a globalizat totul și când nu mai știi cum să te impui pe piață, de unul singur n-ai cum. De unul singur, v-am mai spus eu, ca și cum ai încerca cu degetul ăsta sau cu oricare să, nu știu, să faci minuni, să apuci ceva de jos, un bolovan. N-ai cum. Cu toată palma sau toate degetele la oaltă devin, cum v-am mai spus, un pumn cu care câteodată mai spargi o ușă, mai spargi o masă, când trebuie să bați cu el, desigur, nu gratuit. Despre asta o să vorbim mâine seară, despre nevoia cooperativei în economia rurală. Bun, haideți să vedem ce se întâmplă în aceste comunități de romi, cum au înțeles ei că e important să se pună la oaltă și cum funcționează. Ok, păi ca să înțeleagă toată lumea cât mai bine, trebuie să ne întoarcem în urmă cu aproape 5 ani. Când la ideea domnului Ciprian Necula, unul dintre inițiatorii întregii rețele de cooperative, s-a pornit un studiu în toată România în care să se găsească meșteri tradiționali romi, care încă mai practică meșteșugul tradițional și pe care cumva să încercăm noi să-i strângem la momentul respectiv într-o rețea națională, tocmai pentru a deveni mai puternici și a reprezenta ceva, a readuce în prim plan cultura rom.
timp de un an de zile, mai multe echipe au mers în toată țara, efectiv muncă de teren din sat în sat, nu așa cu telefoane și cu muncă reală de teren. S-a făcut un studiu pe care îl puteți găsi pe website-ul nostru și în română și în engleză, pentru cei curioși să învețe despre meșteșugurile tradiționale rome. Și după aceea, timp de 2 ani de zile, am stat și am lucrat cu oamenii ăștia în comunități să îi învățăm despre ce înseamnă economie socială și, mai important, să învățăm de ce e mai bine să te asociezi cu vecinul tău, cu alți oameni din comunitate, în așa fel încât să produceți împreună și în felul ăsta să aveți o șansă să creșteți împreună la nivel economic. Și n-a fost ușor. Adică să nu credeți că sunt romii mai speciali decât românii sau că sunt nu știu ce altă etnie mai specială decât alta. Pentru că trăiesc în medii foarte asemănătoare. Cred eu că atât agricultorii cât și meșteșugarii sunt foarte sceptici la a se asocia cu alte persoane pe care ei le văd concurență. Și atunci a fost foarte greu să convingem meșteșugari să asocieze cu alți meșteșugari din aceleași comunități care produc cumva aceleași produse în așa fel încât să lucreze împreună. Și ne-a luat destul de mult timp, în multe comunități am reușit să-i facem să lucreze împreună, în altele încă mai lucrăm. Cum s-au lăsat? Eu mă gândesc acum că, mă rog, există o prejudecată, nu, legată de rom, că se lasă mai greu, că sunt foarte, cum să spun, impermeabili la noutate, la educație, la lucruri de felul ăsta. Însă rezistența și a românilor și a altora în țara asta, în granițele României, e teribilă la tot ce înseamnă asociere, la tot ce înseamnă cooperativă. De aceea și pe zootehnie avem 2, 3, 4, 5 cooperative maxim în România care și funcționează impecabil așa după manual. Da. Și în rest, cum să spun eu, sunt unii care au fost în 5, 10 asociații, exagerez 10 poate. Tot au intrat, tot au ieșit, tot au intrat, tot au ieșit. Adică nici cum nu le ticnea sau nu funcționa modelul. Cum de, iată, voi ați reușit din 2000, cât încoace? 2010. Din 2010. În 4 ani de zile, voi, cei de la Romano Boutique, să vă ocupați de vreo 30 de cooperative. 30 de cooperative, îmi spuneai, fiecare având minim 5 membri în ea. Asta înseamnă niște sute de oameni. Da. Ceea ce e foarte important. Ce le-a spus? Adică le-ați promis marea cu sarea? Le-a spus că dacă nu intră în cooperativă, vine sfârșitul lumii mai repede? Sau ce le-ați spus? Nu. În să le spunem rând și că, românilor. Da, în primul rând că e într-adevăr foarte greu să intri într-o comunitate închisă în care oamenilor li s-au promis multe de-a lungul anilor. Numai în campaniile electorale câte li s-au promis. Săraci, da. Și atunci e foarte greu să vii tu din nou și să le zici, uite, dacă faceți așa o să fie bine peste 3 ani. 3 ani înseamnă extrem de mult, mai ales pentru meșteșugari. Spre deosebire de agricultori care seamănă anul ăsta și la anul culeg roadele, sau mă rog, peste o perioadă destul de lungă de timp, în cazul meșteșugarilor, majoritatea produc acum și în maxim o săptămână, două, trei să și vândă ceea ce au produs, pentru că investesc foarte mult în materia primă. Și atunci a fost cumva și mai greu să începem un lucru cu ei și să ne așteptăm că o să înțeleagă că peste mai mulți ani chiar o să aibă ceva de câștigat din asta. Uite, chiar avem imagini în fereastră cu o frumoasă domnișoară rob, nu? Da. Da. Da? Care vorbește despre, mă rog, despre bijuterii, despre brățări, despre felul în care se face. Puteți vedea imagini, sunt de luat aminte. O să încercăm după pauză să vă și dăm un filmuleț despre o altă îndeletnicire a romilor în România. Bun, haideți să continuăm. Bun, cum am procedat? Acum, în funcție de fiecare tip de meșteșug, pentru că, de exemplu, cei care lucrează cu lemn, ei se descurcă în momentul de față. În piață există mulți rudari care vând, că vând la tarabă în București, că vând la târguri tradiționale, că vând la piață în sat sau pur și simplu pe stradă, cumva se descurcă. E un meșteșug care încă mai funcționează. Dar ce fac rudarii? Ce vând? De la linguri de lemn, în principal asta e cel mai vândut produs, până la platouri din lemn, tot felul de copăi, mese, scaune, cam astea ar fi produsele tradiționale. Deci lemn lucrează în general, da? În lemn în general, lemn moale, tei, plută, da. Salcie, eventual, dar asta se găsește un pic mai greu. Ce problemă au ei e că, de fapt, nu puteau să intre în competiție cu marile companii care importă astfel de produse din China sau din Asia în general. De ce? Pentru că marile supermarketuri sau hipermarketuri, în momentul în care își aleg un furnizor, nu discută de volume de 1000 de linguri. Vorbesc despre 50.000 de linguri.
Și toate trebuie să fie exact la același standard, aceleași dimensiuni, trebuie să fie foarte asemănătoare, culoarea, toate cele. Dacă nu livrezi acum 10.000, sunt așa, următoarele 10.000, dacă nu sunt exact la fel, la revedere. Ți le refuză, te-a scos, ai pierdut contractul, ai pierdut toți banii și eventual ai intrat în faliment dacă ești un mic meșteșugar. Și atunci, cumva, noi am încercat să le explicăm asta și mai mult de atât, am pus și o condiție. Ok, vreți să lucrați cu noi, să vă intermediem noi toată partea asta de vânzare în volume mari, trebuie să lucrați împreună. Pentru că noi, când o să primim comenzi, nu o să primim comandă de 10 platouri, o să primim de 200 de platouri. Și atunci, trebuie să o onorăm. Niciuna dintre familiile dintr-un sat sau dintr-o comunitate nu e capabilă într-o lună să lucreze 200 de platouri, că nu au cum, fizic. Nu pot să lucrez atât de repede. Da. Și atunci cumva asta a fost la Rudari, de exemplu, asta a fost unul dintre motivele pentru care au acceptat să lucreze împreună. Bun, lucrează împreună, lucrăm separat de fapt, pentru că fiecare vine cu aportul propriu, se socotește clar, tu ai venit cu din 200 de platouri, tu mi-ai dat 10, voi aveți capacitate mai mare, ne-ați dat 30, altul a dat 15 și așa mai departe. Doar că în felul ăsta știi că îți poți vinde produsul. Alminteri, stai la îndemâna norocului. Da și nu în același timp. Te rog adică să ne explici. E corect pe de-o parte că într-adevăr fiecare lucrează la ei acasă și fiecare face același tip de produs, dar ce se întâmplă în schimb e că când noi am simțit că gata, au început să lucreze cu adevărat împreună două familii, a fost în momentul în care trebuie să facem un produs care mai întâi trebuie trecut printr-un utilaj greu de debitare a lemnului într-o anumită formă. Și atunci utilajul ăsta nu l-are toată comunitatea, îl are o familie. În momentul în care poți să faci oamenii să lucreze o familie la o parte a produsului, cealaltă familie la a doua prelucrare și a treia familie la finisare, deja poți să zici că familiile alea lucrează ca o cooperativă, că practic nu mai produce fiecare de capul lui, ci fiecare e dependent de cealaltă familie. Ideea e de a standardiza, așa cum ai spus la un moment dat, adică bun, trebuie să livrezi un produs relativ unitar din punct de vedere al aspectului, al materiei prime folosite. Da. Noi cumva ne ducem în două direcții. Noi sub brandul Meșteșucar Boutique sau MBQ, în momentul de față vindem atât în volume mari și căutăm clienți foarte mari care să ne cumpere volumele astea, sau încercăm să ne adresăm și clientului de rând, nu știu, ție sau mie sau oricui, cu produse tradiționale, lucrate manual de meșteșugari și care sunt un pic mai speciale. Dar pentru asta ce facem e că lucrăm cu designeri care vin cu idei de produs pe care să poată să le lucreze meșteșugarii. Stăm împreună cu oamenii în atelierele lor. Stai, Andrei, puțin, adică faceți platouri de fițe? Da. Facem și platouri de fițe. Facem și platouri de fițe pentru că pentru a aduce cu adevărat meșteșugul înapoi în prim plan. E foarte important ce spui. Adică iată skepsisul pe care trebuie să-l aibă orice business, orice afacere. Nu o faci tembel egal unul cu celălalt, ci te îngrijești să ai și componenta aceea de marketing. Asta faceți voi, de fapt. Exact. E strategie de vânzări până la urmă. Da, și acum, tot pe lemn, că dacă tot am început... Bun, și cine sunt oamenii ăștia care vă ajută? Adică ce designer? Adică spune și nouă, cine... Bun, păi în momentul de față, săptămâna asta chiar e o săptămână în care lucrăm de dimineața și până seara în atelierele de lângă București sau din București. Avem doi designeri din Austria care au venit special pentru lucrul ăsta timp de 5 zile pe lună, începând de acum și până în februarie, timp de 5 zile pe lună, practic o săptămână din lună, vin și lucrează cu noi în România. De ce până în februarie? Pentru că la sfârșit de februarie o să dăm drumul la un magazin în București și vrem să avem noua colecție de produse pregătită. Pe unul îl cheamă Peter Weiss, e designer de modă și lucrează împreună cu o croitoreasă din București, Romă, să facă anumite modele de haine de inspirație țigănească. Da, de inspirație țigănească, cu elemente care inspiră, care cumva pot să transmită cultura României pentru toată lumea. Adică omul într-un vină... chip mai rafinat cumva, mai filtrat, nu unul la unul. De asta spun că nu face probabil haine... Nu hainele acelea tradiționale. Hainele tradiționale, ci se joacă cu motive, cu teme din ele, le pune în evidență așa cum Ia, de pildă, a fost atât de în vogă și e în vogă în continuare și preluată pe tot felul de scene ale lumii, de mari designeri din lume. Da, e foarte interesant. Să facem. Și mai mult de atât e important să facem niște haine pe care le poate purta oricine pe stradă în timpul zilei și atunci oamenii vor cumva să, sau li se pare foarte interesant sau cool până la urmă, să
poartă produse sau haine care au aceste influențe romanii. În februarie ai spus că așa. Deschideți magazinul ăsta? Da, la final de februarie deschidem. O să vă pun să fiți măcar o dată pe săptămână, mă rog, sponsor. Vestimentația realizatorului Dinu Cristă e asigurată de... Excelent. De, așa. Să promovăm până la urmă tot ce ține de... Da, cu mare plăcere vrem să facem asta. Și cel de-al doilea designer este o doamnă, de data aceasta, Nadia Zerunian, care e tot austriacă la origine, care a lucrat foarte mult în zona de bijuterii high-end, companii foarte, foarte importante din lumea modei și a bijuterilor. Nu o să mă apuc acum să le numesc, că sunt prea puțin relevante, dar important e că a cunoscut sau ne-a cunoscut prin intermediul unei fundații din Austria, Fundația Erste. A venit în România timp de o săptămână, a mers cu mine și cu alți colegi de-ai mei prin toată țara și a vizitat meșteșugari la ea acasă și s-a îndrăgostit de ceea ce înseamnă meșteșugul tradițional rom. Și acum ea l-a găsit și pe acest al doilea designer și a venit în România să creeze produse. Prima oprire a fost luni la atelier de rudărie în Periș, în comuna Periș, unde am creat, deja sunt trei produse noi, care acum sunt la uscat, vineri o să fie finisate și fotografiate. Și sperăm noi să devină trei elemente din viitorul magazin. Sunt platouri mult mai interesante, e un bol foarte mare care pare că plutește, are o chestiune sub, arată extraordinar față de produsele tradiționale. O să coste probabil și de vreo trei ori mai mult, pentru că și volumul de muncă este de trei ori mai mare. Dar important e că, de fapt, produsul ăla pe care îl pui într-un magazin în București, nu la piață, oamenii care intră în magazinul ăla vor să vadă ceva foarte special. Cumva piața e, în România e încă saturată de produse tradiționale din anumite tipuri de meșteșuguri și atunci trebuie să vii cu ceva cu adevărat nou prin care oamenii să vadă maestria și să fie lucrat la aceeași calitate ca un produs făcut la mașină, poate chiar mai bine, dar... Să vorbim totuși de manualitate. Dar exact, dar să transmită și meșteșugul ăla tradițional și omul să-l ia în mână și să vadă imediat că e lucrat de mână și că nu a fost... derulat la nu știu ce mașinării și așa mai departe. E fantastic ce ne spui. Bun, asta e povestea rudarilor. Avem pe lângă... Hai, evocă-ne puțin și alte cooperative sau alte meșteșuguri care sunt, mă rog, importante din perspectiva numărului celor care le practică. Rudarii ăștia în ce zone? Sunt anumite zone ale țării sau îți răspândiți peste tot? Că rudarii erau și la Cluj, de pildă. Da. Țin minte, la Gileu, chiar povesteam cu Rudi Varga despre, mă rog, istoria lor de odinioară, dar nu știu ce măsură s-au mai păstrat, efectiv, deprinderile. Rudarii sunt, într-adevăr, răspândiți cam în toată țara. De obicei stau în zone din imediată apropierea a pădurilor, tocmai pentru a fi aproape de materie primă. Noi, în momentul de față, lucrăm cu comunități de rudari în Băbenie, cea mai mare comunitate de rudari pe care noi o cunoaștem din România. Băbenie, Ardeal, Sălaj? Vâlcea, chiar lângă Râmnicu Vâlcea. Și multe dintre produse, adică în momentul în care vorbim despre volume mare acum, am început să vindem la restaurante, la tot felul de berării, platouri din acelea de servit masa prin oraș. Da. O să aveți surpriza că în anumite restaurante să găsiți platouri de ale noastre făcute de meșteșugarii noștri. Acolo mergem. La Băbeni deja sunt multe familii care lucrează și lucrează foarte bine. Lucrăm în Periș, chiar lângă București, în Moldova, Țolici, se numește o comunitate tot așa foarte mare de rudare. Asta ar fi cam cele mai importante trei. Dar mai știm și alte familii prin țară către care ne mai îndreptăm în anumite momente. Bun, pe lângă partea asta de rudărie... Și ăștia, iartă-mă, deci rudarii ăștia despre care tu îmi vorbești, da. Unii în Moldova, alții în Vâlcea, sunt și ei parte toți în proiectul ăsta de cooperative? Da, adică dar fiecare... Aveți cooperative, să înțeleg, vorbim de o harta României. Da. Adică ai din județul Maramureș, să spun, până în Ilfov. Da, avem aproape în toată țara. Mai puțin regiunea din jurul Timișoarei, aș zice că toată țara e acoperită. De la Bistrița Năsăud până la Mehedinți sau Caraș-Severin. Și la fel și în Constanța, în Moldova, mai peste tot. Adică, cumva, răspândirea e foarte uniformă la nivel de țară a meșteșugărilor rom și atunci am putut să ne ducem în toată țara să încercăm să găsim meșteșugari peste tot. Da, și pe lângă rudari, noi mai lucrăm cu... Sunt destul de multe tipuri de meserii. Împletitori în nuiele. Fie că folosesc răchită sau lemn de alun. Sunt destul de mulți în România și, din păcate, este meșteșugul care,
pentru noi e cel mai dificil de salvat, să zic așa, sau de adus în prim plan. Păi uite, îți spun și un lucru așa din experiența personală. Am încercat la un moment dat să fac un gard pe un teren, un gard de nuiele, în plătiturile acelea frumoase, ca și în gardurile de prin toată țara, până la urmă le găsești, dar mai mult până muzeul satului acum, din nefericire. N-am găsit, domnule, pe nimeni. Deci la un moment dat chiar a venit unul să-mi aducă niște lemne pentru asta, niște nuiele, și atât l-a dus capul, că a dus niște bâte la 4 metri lungime. Și am zis, domnule, gardul ăla se face din cât a dat Dumnezeu lungimea la nuiaua aia, ca să împletească, să întrepătrund în alt loc. Deci nu mai știe, mai nimeni nu mai știe să facă un gard de nuiele. Care, alminteri, e o bijuterie, că te duci în muzeul satului și rămâi așa un pic, căzut pe gânduri cel puțin, și spui, uite mă, ce capodoperă, câtă finețe poate să existe aici față de un nenorocit de gard de beton pe care îl trântim cu toții pe toate șanțurile în țara asta. Da, e foarte adevărat. O mare problemă la împletiturile nuiele e faptul că oamenii nu mai cultivă răchită. Noi avem mari dificultăți în momentul de față în a găsi materie primă. Ultima dată am cumpărat de la Ocolul Silvic din Dej. Am reușit să găsim, nu știu, aveau cred că un hectar de răchită și am cumpărat-o pe toată, vreo 3 tone și ceva, dar se termină acum și cooperativa care depinde de materia asta primă nu mai are cu ce să lucreze. Nu pot să cred. Pur și simplu, noi nu... Răchita aia doar crește ca nebună, într-un an de zile să nu ele pentru coșuri și pentru împletituri, da, nu? Da, doar că îți trebuie pământul și oamenii ăștia nu-l au, păi majoritatea meșteșugarilor nu au pământ. De asta vreau să te întreb, de ce nu închiriază, de ce nu fac un... Pentru că pământul deocamdată în România e destul de ieftin. Este. E o afacere să cultiv răchită? Că mă apuc, uite, cu Adrian. Ne apucăm de cultiva răchită, Adrian? Eu zic că nu dacă se, o și împletiți... Nu se poate hotărâ, îi place să stea acum în spatele camerei, în loc să spună, da, ieșim pe teren și ne apucăm de cultiva răchită. Cât ai dat pe 3 tone de răchită? Că poate se uită omul și îți spune, ai, uite că mă apuc eu de cultiva răchită. Vreo 1500 de lei. 1500 de lei. Da, dar era o calitate destul de slabă, adică pe o calitate mult mai bună crește prețul semnificativ. În momentul de față... Ai și cultură perenă, cred că, nu o smulci, o tot ai, tot ai. Se taie, da, și anul următor crește din nou. Adică nu e înnădește la loc. Da. Apropo de terenuri și de astea, am reușit să facem un experiment anul ăsta foarte interesant, fix pe aceeași problemă, lipsa materiei prime. Chiar lângă București, în Clejani, unde, zic eu că e o localitate foarte cunoscută pentru lăutarii romi. Noi nu lucrăm cu lăutarii, noi lucrăm cu măturari. E acolo o comunitate foarte, foarte mare de măturari. Oameni care făceau mături până acum puține ani și vindeau extrem de multe. Toate unitățile militare cumpărau mături de la Clejani. Spitale și prin București se curățau străzile cu măturile făcute în Clejani. Din păcate au apărut măturile făcute în China, care sunt de vreo 3 ori mai ieftine, pentru că sunt făcute la mașină și cu tot cu transportul din China până aici tot ajung să fie de 3 ori mai ieftine. Țin mai mult? Nu țin mai mult, țin mult mai puțin, dar aici din păcate... E problema, că până la urmă trebuie să ai și măsuri. Povesteam cu un prieten care spunea că dădea pe galonul de lapte în Alaska de 3 ori prețul laptelui, dar toată lumea cumpăra laptele ăla pentru că e o formă de a sprijini locuri de muncă, de a sprijini fixarea populației în acea zonă, dar nu rămâne o zonă pustie. Trebuie să înțelegem și lucrurile astea. Trebuie să faci politici publice în sensul ăsta de a proteja și de a susține un loc de muncă, decât să-l faci mâine asistat social. Exact. Din păcate, de multe ori ne-am lovit de rezistența din partea autorităților în sensul ăsta. În schimb, din fericire, reușim să lucrăm cu diverse fundații sau chiar companii și trebuie să menționez că în Clejani Petrom ne susține foarte serios și anul ăsta o să începem o schemă de microfinanțare pentru meșteșugarii de acolo, pentru măturari, în care fiecare, pe un pogon de teren pe care îl are, de data asta ei au un pic de teren, dar nu au cu ce să-l cultive, nu au bani. Paiul de sorg e un pic mai complicat decât răchita, trebuie automatizare cât de cât acolo. Arat, semănat și așa mai departe. La cultură. La cultură. Că la legat, legat e 100% mama. Eu am amintiri așa faine cu tata legând mături de sorg, iarna, făcând inclusiv ce spunea adineauri, împletiturile acelea, coșurile din nuiele. Ți era mai mare dragul. Vedeai tot felul de activități dintre astea în casele românilor la țară. De când dădea frigul toamna și se retrăgeau oamenii mai prin casă,
era o șezătoare permanent. Da, ba cu torsul, ba cu războiul de țesut, ba cu împletiturile. Fiecare avea o deprindere. Făceau frânghii, făceau tot felul de... Deci omul, dacă stă să se uite în jurul lui, constată că are toate resursele încât să fie o ființă autonomă. Să-l doară în 14 că Victor Ponta e premier sau că Iohannis e președinte și așa mai departe. Deci omul e făcut să fie liber, să fie cumva autonom, nu de celălalt, pentru că suntem ființe comunitare, aia e limpede, dar sigur că nu trebuie să crezi că ești prisosit pe felul în care face politică unul sau altul. Pauză de publicitate. După aceea vedem cum se face ibricul, da? Cum se ia așa frumos o bucată de cupru și se transformă în ceva de care avem mare nevoie, toți care suntem mari băutori de cafele. Nu-i cazul meu, cazul multora dintre dumneavoastră, probabil.